Victorina Boraș a refăcut echipa cu achiziții noi, sportive tinere și de perspectivă. Ele vor avea rolul de a da un plus de valoare lotului de bază păstrat de staful tehnic al echipei de handbal de comun acord cu reprezentanții administrației slătinene. La nivel de poartă am transferat-o pe Sara Abed, o jucătoare tânără născută în 96. De altfel și extrema dreaptă, Georgiana, este o jucătoare la fel de tânără, tot în 96 născută. Au 21-22 de ani. Todorovska, 22 de ani, o macedoneancă, care are și câteva selecții în echipa națională, o jucătoare tânără de perspectivă. Iar la jucătoare cu experiență am transferat-o pe Clara Vodinanu și de Schelete Raluca, care pot juca cam orice la linia de 9 metri. Staful tehnic al echipei municipale de handbal este mulțumit de achizițiile făcute și susține că actualul lot este suficient pentru abordarea celui de-al doilea an competițional în Liga Florilor. Reunirea lotului va avea loc peste 2 săptămâni și va debuta cu un cantonament pe litoral. Primul cantonament mare, urmează să ne întoarcem pe 24, pe 25 la Vista Medicală, pe 26 plecăm la munte, iar perioada de eu o să încheiem un turneu 3-4 la Râmnicu Vâlcea. Prima etapă din Liga Națională se va desfășura pe 2 septembrie. CSM Slatina va debuta acasă în compania echipei CSM Măgura Cisnădie, formație ce va evolua în Cupa EHF.